Noi obișnuim să binecuvântăm numele Domnului pentru că avem motive fundamentale să o facem, dar de ultima dată când am binecuvântat pe Domnul până acum, Dumnezeu a lucrat încă în continuare, de aceea și acum se merită să spunem din toată inima slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți după masa aceasta să privim în Sfintele Scripturi la câteva modalități de aflare a voii lui Dumnezeu. Pentru că viața presupune foarte multe probleme în care, fie individual, fie la nivel de familie sau în alte circunstanțe sau nivele de mase de oameni, se cere, este nevoie să aflăm voia Domnului. Pentru noi, ca și credincioși, conștiința că Dumnezeu este absolut și voia Lui este desăvârșită, este o provocare suficientă ca să venim la sfatul Lui. Domnul Iisus Hristos spunea despre istoria Vechiului Testament că Dumnezeu le-a trimis înțelepți, le-a trimis profeți, ca prin ei oamenii să afle voia Domnului și să nu greșească în acțiunile lor. Întotdeauna oamenii evlavioși au întrebat de Dumnezeu. Împăratul Iosafat, de exemplu, când a fost provocat de Ahab, împăratul lui Israel, în cartea 1 a împăraților, capitolul 22, să meargă împreună cu el la război, a răspuns într-un mod foarte natural, legitim, versetul 5. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Iar în versetul 19, după ce a trecut o înșelare masivă prin sute de profeți, falșa lui Ahab, a venit profetul Domnului și Mica a zis, ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și tot oștirea celor stând lângă el, la dreapta și la stânga lui. Acolo sus se luase o decizie. Și ce bine, ce important, ca cei de jos să aibă cunoștință de ea. Toți sfinții așadar, oameni și îngeri, sunt dornici, au pasiune să cunoască lucrările și voia lui Dumnezeu. Vă citesc și din Noul Testament să vedeți cât de interesați sunt îngerii să afle ce face Dumnezeu, cum vrea să lucreze. Citim din Efeseni, capitolul 3, versetul 10, unde ni se vorbește despre structurile, despre ființele din cer. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Deci, inclusiv la ceea ce se face aici, nu doar la ceea ce se face în cer, la ceea ce au ei de făcut, îngerii manifestă interes să vadă lucrările lui Dumnezeu în derularea lor. Iar Petru, prin Duhul, a înțeles și el aceasta și a scris în 1-a epistolă, capitolul 1, de la versetul 10, pagina 1191, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări aveam vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au provodit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Vreau să sesizăm împreună două modalități individuale de aflare a voii lui Dumnezeu. De exemplu, cineva este singur sau este o problemă urgentă, dar în general Dumnezeu vrea să ofere călăuzire fiecărui individ. Însă nu întotdeauna omul ca individ poate să primească răspuns și să aibă soluții la toate problemele. Atunci trebuie să ținem cont că noi suntem un trup, o comunitate frățească și ceea ce nu mi-a dat Dumnezeu mie ca răspuns, ca învățătură, poate să-i dea fratele meu, sorei mele, altuia din adunare. De aceea, mai întâi, fiecare trebuie să ceară lui Dumnezeu.
este o dorință, o cerere plăcută, așa cum a făcut-o Solomon. Citim despre rugăciunea lui în Cartea unui împărat, la capitolul 3, când a fost pus împărat și aceasta s-a petrecut la tinerețe. Unul împărați 3, scrie aici de la versetul 9, dă dar robului tău o inimă pricepută. Adică, Doamne, fă-mă să înțeleg. Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Versetul 12, care i-a zis, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. El a avut promisiunea lui. Nu vom primi noi o porție de înțelepciune cât Solomon, dar este suficientă cât să ne putem descurca în viață și cât să putem să ne îndeplinim menirea. Însă Solomon n-a primit înțelepciune numai pentru el. El a primit înțelepciune să ofere și altora sfat. De aceea scrie aici în capitolul 4 despre el, versetul 30. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Ea mai înțelept decât mulți și enumeră câțiva. Și scrie în versetul 34, veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împărăților pământului care au zise vorbindu-se de înțelepciunea lui. Și oamenii aceia, poporile acelea, aveau înțelepții lor, aveau priceperea lor. Dar la Solomon se găsea mai multă înțelepciune. Și atunci, atât din țară cât și din afară, era recomandabil să meargă și să ceară sfat. Deci, mai întâi discutăm despre înțelepciunea care, sau modul de călăuzire pe care trebuie să-l primim noi, felul în care Dumnezeu ne luminează pe noi, și apoi felul în care trebuie să apelăm la alții pentru a fi luminați pe deplin. Mai întâi, și aceasta pentru problemele cele mai simple, să zicem, trebuie să folosim cunoașterea pe care o deținem. Să folosim experiența personală, ceea ce Dumnezeu ne-a luminat, ceea ce știm, prin judecăți simple trebuie să aplicăm ceea ce cunoaștem. De exemplu, zice Iacov în epistola sa, Iacov capitolul 1, versetul 19. Și aș da aici un exemplu. Vine cineva și te provoacă. Este o ceartă de moment, ca o ispită, o provocare. Ce faci? Întrebi pe altcineva? Dai telefon să vezi cum să reacționezi? În primul rând știi din Scriptură ce să faci. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Și cine nu știe? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie, vine și mă provoacă, mai întâi să-l ascult cu atenție, să văd ce vrea să spun, să-l înțeleg. Apoi, în această primă discuție, să nu mă grăbesc să vorbesc. Nu pot să tac, altfel mă interpretează că sunt supărat și poate mă rez rău, dar cu puține cuvinte. Și după aceea, să fiu atent, să fiu zăbafnic la mânie, nu cumva să mă răzbun. Pot să fie alte situații. Citesc pentru cazurile generale ceea ce scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10. Pentru că multe se pot petrece în mintea noastră, multe putem întâmpina în viață, în relațiile cu oamenii. 2 Corinteni 10 cu versetul 5. Ca și o primă aplicare a cunoștinței noastre, a ceea ce știm. Noi răsturnăm izvodirile minții. Sunt provocat să acționez într-un fel sau altul. În mintea mea se ridică întrebări, tendințe. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Acționăm doar potrivit cu ceea ce știm că este bine. În rest, cum fac oamenii de afară? Când nu poate să se apere la o primă acuzație, zice, dați voie să mă apăr, cer dreptul să am avocat. Pentru că dacă riscă să răspundă sau să ia o atitudine pripită, în urmă suportă rigorile legii. Noi cu atât mai mult suntem vinovați dacă facem greșeli. În ceea ce știm și suntem încredințați, aplicăm. Ceea ce nu vine din încredințare poate fi păcat.
Dar în ceea ce am aflat, în ceea ce avem siguranță, știm ce este bine, știm ce este rău, mă provoacă cineva să particip cu el la o tâlhărie, de exemplu, să zicem, poate este ispitit un adolescent. Asta știe. L-au învățat părinți, aflat la biserică, l-a învățat și diriginta. Să nu o fac. Și într-o asemenea situație are răspunsul. Este un răspuns simplu. Însă apar probleme care sunt mai complexe. Atunci trebuie să stăm, să judecăm, Dumnezeu ne-a dat rațiune. Poate este nevoie să mai luăm o dată Biblia, să vedem ce spune, ce au făcut alți oameni care au fost în situația noastră. Mai studiem o dată cuvântul. De exemplu, îmi spunea un biet frate care risca să ajungă la un divorț, zicea, am luat toate citatele din Scriptură cu privire la problema asta. N-ar fi fost corect să merge să întrebe pe Domnul printr-un proroc, mai întâi ia Scriptura și vezi despre problema asta ce zice Biblia. Ce poți să înțelegi tu singur? Pentru că Dumnezeu vrea în mod personal, particular să te lumineze. Noi avem anumite cunoștințe, dar apar probleme noi și atunci trebuie să acționăm, cum spunea Domnul în Matei, capitolul 13, versetul 52. Și el le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vestiria lui lucruri noi și lucruri vechi. Unele care le-a știut de mult și altele asupra cărora trebuie să se frământe acum și să-și dea seama și să înțeleagă ce trebuie să facă. Rămândând în Matei, să ne reamintim de pilda celor 10 fecioare din capitolul 25, unde cele 5 înțelepte au știut să răspundă cu judecată. Și în versetul 9 ele au zis, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Și Domnul a considerat că a fost o gândire bună. Așa e că uneori după ce ne pripim și greșim, pe a doua zi sau poate și atunci imediat, am fi știut mai bine cum să răspundem și cum să acționăm? Să nu ne pripim, să analizăm problema, să o mai gândim odată, să mai cercetăm Scriptura, cum spuneam. Pentru că în multe situații, de ce să fim judecați când putem mai degrabă noi să judecăm ceea ce facem noi? Și Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 10 cu 15, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Mai auzit ceva, te-a sfătuit cineva. Judecă, stai și judecă. Deci mai întâi, aplică ceea ce cunoști și ceea ce poți să înțelegi singur. Apoi, dacă nu ești încredințat că este bine, n-ai încă răspunsul, apelează la Dumnezeu prin rugăciune. Noi întotdeauna trebuie să ne rugăm. Dar când avem nevoie de o soluție, de un răspuns, trebuie să ne rugăm special. Daniel se ruga cu regularitate, dar când a avut nevoie de un sfat special de la Domnul, a intrat în mod deosebit la rugăciune înaintea Domnului. Pentru că rugăciunea ne aduce în fața lui Dumnezeu pentru verificarea, completarea și corectarea soluției noastre. Și trebuie să venim la Dumnezeu cu smerenie, Doamne, nu mă duce mintea mai mult, atâta înțeleg. Vreau să nu greșesc. Sunt într-o fază decizională. Dă-mi lumină. Doamne, mă smeresc în fața Ta și insist, stăruiesc, ajută-mă. Pentru asemenea situații, se ruga Apostolul Pavel, citesc din Coloseni, capitolul 1, câteva versete, mai întâi de la versul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Acum, dacă alții se rugau pentru ei, nu erau datori ei primul să se roage, evident. Și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, adică să pricepeți ce vrea Dumnezeu. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, iată cu ce scop, versetul următor, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Pentru că noi ceea ce aflăm de la Domnul trebuie să punem în practică.
ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Ce greșeală ar fi ca în urmă să ne zică Dumnezeu, ai făcut greșit rău, ai făcut rău. Și să ne spună, dacă mă întrebai, îți spuneam. Cum ni se întâmplă poate noi uneori în relația cu copiii. Poate așa-i duce mintea, fac ceva în gospodărie sau știu eu la școală și în urmă părintele sau profesorul zice, măi, dar de ce nu m-ai întrebat? Că îți spuneam, am fost aici în clasă, am fost aici acasă. Și simplu ar fi fost să ceară ca să fie învățat. Dar dacă în raport cu oamenii suntem datori să o facem, în raport cu Dumnezeu, cu atât mai mult. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, folosind trei forme de apelare și tot trei de răspuns pentru situații ca acestea. Pagina 929, Matei 7, de la versetul 7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Și iată asigurarea. Căci orice cine cere capătă, ce har. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. De aceea, să apelăm cu îndrăzneală la Dumnezeu în rugăciunile noastre. Un tânăr sau o tânără stă în fază de căsătorie, vrei să cumperi o casă, un serviciu, vrei să pleci din țară, ai știu eu ce provocări într-o formă sau altă, roagă-te insistent, Doamne, dă-mi lumină, fă să pot pricepe, să văd strategia asta, lucrurile bune, cele slabe, se merită să o fac, nu se merită, ajută-mă. Dumnezeu poate atât să-ți dea lumină, poate să încurce lucrurile în acele împrejurări, poate să deschidă ușile, ca să știm cum să acționăm, să știm ceea ce avem de făcut. Dumnezeu poate oferi rezolvări desăvârșite. Iată ce răspuns binevoitor din partea Domnului, ce promisiune avem în Psalmul 91, de exemplu. Versetele 14 și 15. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi zbăvi, îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu. Când mă va chema, voi răspunde și voi fi cu el în strâmtorare. Dragii mei, la asemenea făgăduințe, pentru că gândiți-vă, pe pământ ai o problemă, cum nu te aduce la un medic să-l întrebi ce-i cu problema ta de sănătate? Dacă ai o gripă, știi singur, poate ce trebuie să iei. Dacă ai ceva nelămuriri, te duci la o autoritate a statului, știu eu, la o instituție consulară și așa mai departe. Și ce bine îți pare să nu stai la rând, să te servească, să fie bun, să te ajute. Dumnezeu este gata să o facă. Dacă mă voi chema, îi voi răspunde. Să ne amintim de slujitorul lui Avram din Genesa 24. I-a dat Avram o sarcină grea. Să aducă o fată din Padan Aram pentru Isaac, fiul făgăduinței. Omul acesta, foarte înțelept, și-a pus problemă. Îi zice lui Avram, da, dacă fata nu vrea să vină cu mine. Și-a avut condiții. Iată cum a acționat el. Scrie aici, de la versetul 12, cum s-a rugat și a zis, Doamne, Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Și apoi a pus un semn. L-a ajutat Dumnezeu. Pentru că s-a rugat. Poate el avea o anumită măsură de pricepere, cum să acționeze, cum să o întrebe. Dar a socotit că nu-i destul cât poate el să facă așa ca om. Și a apelat la Dumnezeu în rugăciune. Iată, după exemplu de aici, înseamnă că putem să folosim și unele semne, însă atenție. Acestea trebuie să fie născute în rugăciune, să fie puse în colaborare cu Dumnezeu, să nu punem semne arbitrare, ne rugăm superficial, nu se împlinesc și în urmă putem să ne pierdem îndrăzneala, să avem îndoială că s-a împlinit și, sau nu s-a împlinit cum am fi vrut noi. El întâi s-a rugat și apoi, după textul de aici, în timpul rugăciunii a primit lumina sau încredințarea că semnul acela merită să fie pus în lucrarea respectivă. Ceva asemănător avem în 1 Samuel, capitolul 14, când într-un moment de criză în Israel, Ionatan, fiul lui Saul,
îndrăznește și scrie aici 1 Samuel 14 de la versetul 6. Ionatan a zis tânărului care purta armele: vino să pătrundem până în strada acestor nădeați împrejur, poate Domnul va lucra pentru noi. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. A avut un îndemn, dar din moment ce a zis poate, înțeleg că nu era încredințat 100%. Sau nu avea un cuvânt special de la Dumnezeu. Și el ce ducea armele a răspuns: fă tot ce ai pe inimă. Deci iată o încredințare personală, cum se pune în acțiune. Și n-a ascultat decât de simțământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmezi oriunde. Ionatan aici putut să țină cont și de faptul că avea încredințarea celuilalt. Și totuși a pus un semn, menționat aici de la versetul 9. Dacă ne vor zice opriți-vă, nu ne suim, dar dacă ne vor spune suiți-vă la noi, ne suim, căci Domnul îi dăm mâinile noastre. Acesta să ne fie semn. Semnul s-a împlinit, s-a urcat și în ziua aceea a fost o mare biruință. Deci, pentru diferite probleme, când le avem în viață, Dumnezeu ne dă harul să apelăm direct la El. Și fie că ne dă răspunsul prin ceea ce deja am înțeles până acum, fie că ne-l dă în urma rugăciunilor, dar în urmă știm ce avem de făcut. Însă, sunt situații în care problema nu o putem rezolva de unul singur, în care ne zbatem, ne rugăm, postim și este nevoie să apelăm la modalități colective, să cerem ajutorul altora, să primim lumină de la Domnul prin alții. Haideți să vedem în continuare care sunt aceste modalități sau cel puțin câteva dintre ele. În Vechiul Testament, când oamenii aveau în mijlocul lor cortul și apoi templu, puteau să întrebe pe Domnul prin Urim și Tumim. Fără să cunosc cu exactitate cum funcționau aceste simboluri de pe pieptul marului preot, prin sclipirea lor sau prin vreo altă modalitate vizuală sau auditivă, de a primi un semn de da sau nu, sau chiar mai mult decât atât. Dar chiar Dumnezeu a recomandat, pentru că oricum porunca venea de la el, ca preotul să le aibă pe piept, pentru că preotul trebuia să judece. Și când nu mai avea claritate, aici se putea da verdictul final. Dar scrie în Numeri 27, să vă dau un exemplu, când a fost nevoie ca Moise să-și aleagă un succesor. Dumnezeu i-a spus că este Iosua, dar pentru încredințarea tuturor, pentru o siguranță, scrie aici în Numeri 27 de la versetul 21, să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Moise avea încredințare. Probabil și Iosua. Dar Dumnezeu a cerut această certificare și nu este rău. Chiar și atunci când avem o încredințare a noastră, nu cu îndoială, să ne asigurăm încă o dată în plus că ceea ce vrem să facem este bine, că este voia Domnului. Se putea apela la sorți. Citeți doar un verset despre lucrarea aceasta din Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 33. Cred că și acesta funcționează tot în condiții de credință, din credințare, dacă trebuie făcută o asemenea lucrare. Proverbe 16, cu 33, notează: se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Și au fost situații în care, amintiți-vă, Saul sau în alte împrejurări, detectarea răului ca și în cazul lui Acan, sau împărțirea după onorarea preoților, în diferite ocazii s-a folosit sorțul. Apropo de împărțirea pentru slujba a preoților, trebuie să facem o lucrare, în ce ordine o facem? Avem libertatea.
Faci tu primul, fac eu al doilea. Sau dacă sunt mai mulți. Iar ca să nu fie nicio bănuială pentru situații ca acestea, de exemplu, de egalitate, dacă există așa o încredințare, se poate folosi un sorț. În ce ordine să se efectueze o anumită lucrare. Nu se poate merge în extremis cu sorțul să se folosească în mod abuziv în orice împrejurare, după cum nu putem nici să folosim Scriptura doar așa deschizând-o ca să primim lumină. S-ar putea cândva să primim și au fost situații foarte importante. Dar nu putem să facem din aceasta o regulă mecanică pe care să o aplicăm de fiecare dată. Atunci când n-am primit răspuns noi singuri și trebuie să apelăm la alții, să fim atenți la cine apelăm. Nu cumva să ne încurcăm mai tare. Înțeleptul aviza în Eclesiastul 10 cu 15, truda nebunului, rețineți, el depune efort, oboseaște pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Că vis-a-vis de ce am discutat până aici, dacă trebuie să te duci undeva la Oradea și știi adresa, cel mai bine este să te duci singur, să nu mai bați pe nimeni la cap. Dar dacă nu știi, imaginați-vă, intri în acel oraș și întrebi pe unul care ar vrea să știe, dar nu știe. Și te trimite, străbați câteva cartiere până când îți dai seama că bietul om a vrut să facă ceva, poate, dar nu e în stare. Dar ce bine dacă acolo găsești pe unul, știu eu, un taximetrist, pentru exemplul dat, și te duci până la adresa respectivă. Când avem nevoie să fim ajutați de alții, să folosim consilierii spirituale. Și aici, în primul rând, mă refer la părinții fizici și părinții spirituale. Dumnezeu ne-a lăsat părinți acasă și părinți în biserică, pe care să-i consultăm, pe care să-i întrebăm în determinarea, în alegerea soluțiilor corecte. De aceea sfătuiesc tinerii, pe cei proaspeți în credință, să ceară lumină de la ceilalți, pe care Dumnezeu i-a pus ca să îi ajute în asemenea lucrări. Pavel scria în Roman 15 cu 14 despre credincioșii din Roma, între care se aflau, desigur, cum scrie în versetele anterioare, și oameni tari și oameni slabi. Și mai inițiați, cum se spune, și începători. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință. Și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Nu este greșit să întrebăm pe un frate sau o soră și dacă suntem cam de aceeași vârstă în credință. Dumnezeu poate să ne dea o lumină prin el, dar recomandabil este ca să sfătuiască părinții pe copii, cei care sunt mai maturi în credință, pe cei care sunt mai proaspeți veniți în adunare sau mai tineri ca și experiență pe calea Domnului. Tot Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 2, pagina 1129, despre felul în care unii oameni sunt puși să ilumineze pe ceilalți, să-i călăuzească. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, de la versetul 14, care ne poartă totdeauna a carului de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Când vine, de exemplu, pe la noi un om cu înțelepciune, pe care Dumnezeu l-a folosit în diferite lucrări și cere un sfat. Poate am avut mai multe situații ca acele și știi acum ce trebuie făcut, te învață. Ai cerut lămuriri și spune ceea ce ai de făcut. Este ca și în procesul elev-profesor sau student-profesor. Dacă elevul știe, atunci după ce mai merge la școală, dar profesorul e pus acolo tocmai ca să-l ajute, să-l învețe. Să nu uităm aici și sfaturile pline de înțelepciune ale cărții Proverbele. Să ne asculte și copiii care sunt aici și să țină cont de asta. Pentru că uneori în dorințele lor, poate ar fi gata ei să sfătuiască pe părinți și să spună la tata și la mama ce cumpărături să facă, ce orar să aibă. Corect este ca ei să întrebe, tată, mamă, cum ar fi bine, voi ce ziceți?
Cum obișnuia un părinte să spună către fiul lui care nu prea obișnuia să-l asculte: măi băiete, de unde vrei tu să mergi? Eu am venit de mult. Întreabă-mă cum e pe acolo. Proverbe, capitolul 4, de la versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul jinga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Am întâlnit nu de mult un tânăr care spunea: frate, eu n-am putut învăța. Sau mai degrabă, cu sinceritate zicând, n-am vrut să ascult când mi-au spus părinții. Am învățat numai când am dat cu capul. Dar este mai ușor să întreb decât să dai cu capul. În sens figurativ, evident, să pățești una și alta. Cere sfat. Lasă-te îndrumat. Se întâmplă că despre unii auzim noi ce au făcut sau ce au de plan să facă. De ce n-ai vorbit? De ce n-ai întrebat? Cu părinții ai vorbit? Nu. Dar atunci, fii atent, pentru că poți să fii îndrumat, să fii ajutat. Dacă părinții nu pot să rezolve problema, este indicat să cerem o întâlnire, o discuție, o părtășie, să avem o confesiune și o consultare, să zicem, cu un om calificat în domeniu, unul pe care îl folosește Dumnezeu în privința aceea, care s-a specializat prin lucrarea la care este chemat, să-l considerăm delegatul lui Dumnezeu pentru rezolvarea acelei probleme. În Vechiul Testament, Moise nu mai putea să facă față orarului de a rezolva toate problemele celor din Israel. Și atunci Ietru, socrul său, l-a sfătuit, Dumnezeu i-a dat aceeași încredințare, să împartă oamenii și unul să stăpânească peste câțiva zeci, altul pe peste câteva sute și doar problemele grele să ajungă la el. Nu cred că de rog era o umilință ca pentru unul, de exemplu, din cei care domneau peste 100 sau judecau peste 1000, să spună: problema asta mă depășește. Mergem cu ea la Moise. Nici Moise nu era tot știutor, avea probleme cu care le spunea: aveți răbdare, mă duc cu ea la Dumnezeu. Nu trebuie să ne considerăm nici jigniți, nici umiliți, căci vrem să cerem sfatul lui Dumnezeu prin altcineva. Vrem să cerem lumină. În Vechiul Testament, în vremea lui David, știți că erau proroci și vom vorbi și despre ei imediat, prin care se putea apela la Dumnezeu. Dar spune Scriptura în 2 Samuel, capitolul 16, versetul 23, despre un bărbat înțelept din vremea aceea, a cărui cuvânt avea putere. Sfetnicii, ceea ce avem în vremea noastră, consilierii, joacă un rol important. Scrie aici, la pagina 343, 2 Samuel 16:23, sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfatul lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Să prețuim pe astfel de oameni, în mod special oameni bătrâni, care au experiență, care pot fi întrebați și putem să primim lumină prin ei. Să ne amintim și să o luăm ca un exemplu pe care l-a dat și Domnul Iisus, de împărăteasa din Seba, despre care vă citesc din cartea Un Împărat 10. Ea a venit la Ierusalim de la mare distanță. Dacă ar fi fost telefon în vremea aceea, cred că s-ar fi înroșit firul, cum se spune. Câte întrebări ar fi pus în dorința ei să afle răspuns. Și s-a deplasat vreme îndelungat. Și scrie aici, Un Împărat 10 cu 1, împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. Desigur că au fost și întrebări test în care vroia ea să vadă ce știe el, dar la un moment dat și-a dat seama că ea n-are întrebări pentru câte răspunsuri are Solomon. Și desigur s-a lăsat învățat. Versetul 3. Solomon a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-l lămurească. S-a minunat. Și a declarat în final, versetul 7, partea a doua: tu ai mai mult înțelepciune și propășire decât am auzit, mergându-ți faima. A fost împărăteasă din alt popor. Fiecare popor are orgoliul său, știu eu, stilul său. Să te pleci să te duci la altul să-l întrebi? Da.
Nu este deloc greșit ca Dumnezeu să dea sfat, să dea lumină. Dumnezeu să ridice astfel de bărbați înțelepți, ca Solomon, ca alții, și să-i păstreze, pe care la nevoie să-i putem consulta. Aici vorbesc și despre surori, spune Scriptura, în Epistolul lui Pavel către Timotei și în Tit, cele în vârstă trebuie să aibă chipzuință. Și când cele tinere merg și le întreabă, să le sfătuiască așa ca pe fiicele lor, draga mea, ascultă-mă, pot să spună eu am nepoate de vârsta ta, am văzut multe în viață, bagă de seamă. E foarte important să ne folosim unii de ajutorul celorlalți, să aprecieze bătrânii pe tineri pentru tăria lor. Și când nepoata vine la bunica, acum e în vacanță, să-i facă treabă bună în gospodărie. Și apoi bunica să revanșeze cu un sfat pe măsură și cu rugăciuni în anexă ca să se ajute una pe alta și Dumnezeu le va răsplăti într-un mod binecuvântat. Dacă nici după ce am întrebat pe cineva nu se rezolvă problema, și de exemplu, fiind o problemă de căsătorie, nu cred că să vă găsi un consilier care să spună ia pe fata asta sau nu o lua, doar te va lămuri. Astea sunt principiile, te va întreba care ți este încredințarea, îți va spune ce este bine să faci, dar să spună un da sau un nu, asta este alegerea ta, eventual un da sau un nu poate să zică Dumnezeu. Poate să zică nu dacă vrei să te căsătorești ca băiat credincios cu o fată necredincioasă. Asta nu mai trebuie să întrebi pe Domnul. Asta ne-a spus Domnul deja, să nu o faci. Dar dacă sunt lucruri care nu pot fi dezlegate de noi, nici după ce sfătuim, sau problema nu se rezolvă, ceva ce ne trebuie un răspuns pe care nu știm, atunci trebuie să așteptăm mesaje supranaturale. Dar vedeți cât este până la mesaje? Nu săriți imediat peste toate treptele astea. Mai întâi cer lumină. Roagă-te să primești înțelepciune. Întreabă-și pe alți frați, las-te călăuzit. Și dacă nicicum nu este soluție, atunci prin credincioși cu daruri profetice, cunoscuți. Întrebat pe cineva, prin ce proroc sau prin ce prorociță ai avut acest cuvânt? Și unii spun cu naivitate, o rudenie de-a mea m-a pus înaintea Domnului, nu știu unde, a dat un telefon și gata, ai un răspuns. Dar ți-a spus exact că e pentru problema asta? Nu, a zis că în cauza ce o ai, totul este bine. Și în urmă, dai de bucluc. Proroci cunoscuți și recunoscuți, prin care să ai claritate și să primești o lumină sigură de la Dumnezeu, dacă nici tu, nici alții nu au putut să te lămurească și trebuie Dumnezeu într-un mod supranatural să-ți vină în ajutor. Să ne amintim de profeții din Scriptură, de exemplu, despre Balaam, vă citesc din cartea Numeri, capitolul 24, nu vi-l pot da ca exemplu în toate, dar iată ce har au prorocii, de aceea trebuie să apelăm la ei. Numeri 24:16. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui prea înalt, cel ce vede vedenia celui cel puternic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Deci prorocul este pus într-un post de veche, de unde de la el se vede ceea ce de la noi nu se observă. Și noi le întrebăm, vezi tu de unde stai? Ce poți citi din planul lui Dumnezeu? Avem atâtea situații în care le iau ca exemplu acum pe Elisei. Oferea informații împăratului Israel, câți pionii trebuia acestuia, că doar sateliți nu erau atunci, să vadă unde sunt tranșeele și tabăra inamic. Și prorocul imediat îi spunea, putea vreun consilier să-l ajute pe împărat la asta? Consilierii militari puteau să-i dea strategii, dar să-i dea informații secrete, astea trebuia prorocul. De asemenea, gândindu-ne tot la Elisei și la vremea de atunci, în capitolul 8 citim că profetul Elisei a spus unei femei să plece din țara ei unde va putea, fiindcă Dumnezeu va îngădui o foamete peste țară. Și s-au dat anumite date, o foamete de 7 ani. Ce consilier economic știa câtă vreme va dura foametea? Nimeni. Aici trebuia un mesaj supranatural. Și femeia aceasta l-a primit și a ascultat și a fost bine că s-a dus, a venit la vreme și Dumnezeu a lucrat pentru ea și pentru alte situații ca acestea, Domnul să fie slăvit.
Iată o altă situație foarte specială, cartea 2 Samuel, capitolul 21, unde din nou, pentru o asemenea criză, trebuie să apelezi la proroc. Sau să întrebi pe Domnul într-un mod supranatural. Dacă îți răspunde ție într-o vedenie, într-un vis de noapte, nicio problemă. Dar dacă nu îți răspunde ție, dacă n-ai tu darul, pentru că nu toți visează, nu toți au mesaje speciale și vedenii, atunci te duci și întrebi prin altul. 2 Samuel 21 cu 1. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. El a îndeplinit cerința Domnului, a făcut ispășirea necesară și lucrurile s-au rezolvat. Fiind vorba de proroci, aici vă rog atenție ca să nu fim înșelați. Pentru că pe dumneavoastră nu trebuie să vă lămuresc să vă ducă la proroci. Acest mesaj e mai degrabă poate pentru alții. Pe dumneavoastră trebuie să vă pun în gardă unde, cum, ce veți face, cum veți interpreta. Deuteronom 18, citesc de la versetul 21. Poate că vei zice în inima ta, cum voi cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Deci a fost un proroc și poate este un mesaj fals. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, nu va fi un cuvânt pe care l-a spus Domnul. Prorocul acela a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Au fost uneori mesaje șocante, ți se va întâmpla așa și așa. Te rogi, iei măsurile de precauție. Dar dacă vezi că nu se împlinește, atunci fii liniștit și să n-ai bază în descoperirile ce vin prin omul acela. Însă atenție, rămânând în Deuteronom, citesc de la capitolul 13, situații mult mai complicate. 13:1, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el. Dar zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care nu-i cunoști, să le slujim, să n-asculți cuvintele acelor proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeu vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru în toată inima voastră, în tot sufletul vostru. Deci, un proroc este bun să-mi aducă un mesaj supranatural, dar n-are autoritate prorocul să mă miște de pe adevărul Scripturilor. Nu Scriptura o prorocește, ci diferite lucruri particulare. Dacă mă abate de la adevăr, iară poți să fii liniștit. Trebuie să cauți un proroc al Domnului și Dumnezeu să ridice asemenea oameni. Amin. Și în ultimul rând, Dumnezeu mai poate să intervină prin îngeri sau prin alte forme supranaturale. Au fost oameni la care Dumnezeu a trimis mesageri din cer să le rezolve problema, să iasă înaintea situațiilor cu care se confruntau și să ilumineze. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și în vremea noastră. Fratele din Ucraina, știți care mai venea pe la noi? Ne-a spus mai multe situații în care Dumnezeu a folosit mesageri supranaturali ca să izbăvească pe ai săi. Aceste intervenții sunt acolo unde capacitatea umană este depășită, unde se poate rezolva pe cale umană, nu e nevoie să trimite Dumnezeu un înger, oricum ei ne fac servicii, dar unde nu mai pot oamenii să facă ceva, cine putea să-l păzească pe Daniel în groapa cu lei? Nimeni. Cine mai putea să-i aducă lui Daniel răspuns când stăteau în văzduh căpetenii care se împotrivească? Hai să citim de la Daniel câteva versete. Pentru că el a fost omul care a beneficiat din plin de ajutorul lui Dumnezeu. Acum să nu avem pretenții speciale, să spunem, Doamne, eu de acum, decât să mai complic cu păstori și cu proroci, prefer să colaborez numai cu îngeri, să-mi rezolve problemele. Mai întâi să-ți dea Dumnezeu harul, să ajungi prea iubit ca Daniel. Și apoi, dacă Dumnezeu vrea să folosească îngeri, să o facă, pentru că are de unde. Daniel 10, versetul 14, scrie aici că a venit din partea Domnului un trimis și a zis, acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi,
Căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Vin să-ți fac cunoscut. Deci a cunoaște voia lui Dumnezeu printr-un înger. Sau versetul 21. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni mă ajută împotriva acestora. Afară de voivodul nostru Mihail, iată cum îngerii, sau cel puțin îngerii acestea care se ocupă de informații din cer, au acces și ne pot aduce cunoștințe speciale de acolo. Sau, aici de la versetul 2, scrierea în 11, acum îți voi face cunoscut adevărul. Ce har să vină un înger să-ți facă cunoscut adevărul. Și dacă nu ne l-a făcut cunoscut nouă, mie personal, el a făcut cunoscut lui Daniel și ne folosim și noi de acest cuvânt special. Au fost descoperiri cu totul și cu totul deosebit. Așadar, rețineți ordinea care am dat-o. Mai întâi te rogi tu. Cer lumină de la Domnul, din ceea ce cunoști, să știi ce să faci. Nu se rezolvă problema? Apelezi la ceilalți frați și surori. Rugați-vă pentru mine, sfătuiți-mă ce am de făcut în problema aceasta. Nici așa nu este destul. Dumnezeu poate să dea un mesaj supranatural, prin prorocii săi, printr-un alt mod supranatural, pentru că, spun aceasta în încheiere, Dumnezeu este dispus să colaboreze cu noi în toate privințele. Este voia Lui să ne ajute. Vă citesc ce scrie în Psalmul 32 și să fie asta pentru noi o încredințare ca să nu bâșbăim și să ne ajungem în situații de criză în care să nu știm ce mai avem de făcut. Chiar dacă trebuie să așteptăm ca Daniel 21 de zile, dar la 21 de zile sau la mai multe, tot vine răspunsul de la Domnul. Psalmul 32, versetul 1 și apoi versetul 8. Pentru că în versetul 1 e condiția și în versetul 8 este oferta Domnului. Fericit de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Deci astea sunt cuvinte pentru cei pe care Domnul i-a iertat, pentru mântuiții săi. Că Dumnezeu oferă și un har celor de afară, nu dimensionăm noi bunătatea Lui. Versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Nu ți este clar? Ascultă ce scrie în continuare. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Deci Dumnezeu nu doar că spune te duci pe aici, iată itinerarul, urmărește să vadă pe acolo mergi și dacă vede că te-ai abătut puțin, mai vine cu un mesaj. Așa că când te-ar ghida cineva de la un centru de control, ține unghiul mai într-o parte sau altă, urcă mai sus, lasă-te mai jos. Pentru că Dumnezeu vrea să facă asta. Deci nu este doar o îndrăzneală a noastră, o pretenție. Este harul lui Dumnezeu pentru noi. Să ne călăuzească în toate problemele vieții. Dumnezeu nu doar că ne descoperă harul mântuirii, ne ajută în viață să știm cum și ceea ce avem de făcut. De aceea călăuzirea credincioșilor e sursa, e modalitatea biruinței și a binecuvântărilor în lumea aceasta și apoi urmate de răsplata eternă în cer. Închei cu cele scrise în Isaia, capitolul 48. Și dea Domnul să aplicăm în viața noastră. Versetele 16 la 19. Apropiați-vă de mine și ascultați. De la început n-am vorbit în ascuns, de la obârșie aceste lucruri am fost de față. Și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, sta mai întâi, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Sămânța ta ar fi fost ca nisipul și roadele pântecului tău ca boabele de nisip. Numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea mea. Dumnezeu să ne dea și să ne păstreze aceste haruri. Să știm cum să acționăm în viață întotdeauna și fie toate acestea spre mulțumire și slava lui Dumnezeu. Amin.